Vă întâmpin cu mult drag aici la Asimetric. Eu sunt Adelina Ghilea și ca de fiecare dată spun, cred că lucrul acesta, îmi doresc tare mult ca acest cadru de conversație pe care noi îl creăm să fie ceva din care vă simțiți parte și să contribuim cu discuții și conversații relevante și semnificative. E bine, această parte e un fel de, sau acest episod este un fel de parte a doua sau o continuare la un episod precedent, cu o mică schimbare. În dreapta mea este tot Denisa, în partea opusă este tot Paula, dar în stânga mea a venit prietena mea, Emma. Bun venit, revenit, mă bucur bine că sunteți aici. Bine te-am regăsit. O precizare foarte rapidă, înainte să intrăm în conversația noastră. Am mai explicat asta la un moment dat în cadrul emisiunii și voi știți asta. Eu îmi încurajez invitatele să vină cu subiectele lor de discuție, cu ideile lor și e foarte interesant acest aspect pentru că vezi, prinzi mai bine pulsul, vezi cu ce se confruntă fiecare invitată, ce este relevant, ce este semnificativ în contextul din care ea vine și în perioada prin care ea trece. Și ce este și mai interesant este să vedem când aceleași idei sau frământări vin din mai multe direcții care sunt foarte diferite și în urmă cu ceva timp am avut o discuție similară aici la Asimetric pe tema mentorării, despre care vom vorbi și astăzi. Dar e interesant și fascinant chiar să vezi cu ce putem contribui fiecare. Așa că vreau să intrăm în subiectul nostru și mă îndrept către Emma pentru că vreau să aud de la tine, poate mai întâi, așa ca un fel de introducere în subiect, înainte să încercăm să definim ce e mentorarea, ce e ucenicizarea, ce înseamnă să fii o mamă spirituală, pentru că în episodul anterior am folosit acest termen, dar n-am apucat să-l explicăm neapărat și am făcut apel la textul din Tit 2, dar nu am intrat în el. Emma, poate ne povestești tu de unde a început la tine toată povestea asta cu mentorarea, cu ucenicizarea, de unde dorința, care e istoricul tău, cum s-au născut toate lucrurile astea? Da, întrebări bune, mulțumesc de ele. Într-adevăr, dorința aceasta a pornit în inima mea, a venit cumva natural în contextul în care slujesc alături de soțul meu. Deoarece a venit ca o urmare naturală a unor cursuri pe care le-am ținut în cadrul bisericii pentru tinerii care se pregăteau să se căsătorească. La rândul nostru beneficiasem de un astfel de curs înainte să ne căsătorim și așa amândoi la terminarea cursului amândoi am discutat unul cu celălalt și am spus a fost un lucru extraordinar. Credem că la noi acasă, unde știam clar că încă în România, în acel moment, nu era atât de cunoscut acest gen de curs, noi trecând sau parcurgând acel curs în biserica din zona Chicago, unde eram studenți la Wheaton College, era biserica pe care noi o frecventam și dorința a început de atunci de a avea așa ceva, odată întorși acasă, să încurajăm o astfel de lucrare. E, de atunci, de la dorință și de la chemarea inițială, să spun așa, au trecut 7 ani. 7 ani în care ne-am sudat noi, am lucrat noi la căsnicia noastră, am aplicat noi ce am fost învățați de alții, am avut mentori și, adică, persoane mai în vârstă care au investit în noi și în relația noastră de căsătorie, dorind ca să o vadă o relație mai bună. Și atunci, când a venit momentul, în anul 2002, am început să oferim aceste cursuri și ca urmare a lor am început, la 2 ani după aceea, în anul 2004, să ne întâlnim cu familii tinere. Și astfel a venit foarte natural această idee de, să-i zic, mentorare spirituală, să-i zic, implicare în viața celor care erau la un stadiu mai inițial față de noi, care deja aveam 3 băieți, da, mici, da, deja creșteam copii, intrasem deja într-un alt stadiu al căsătoriei și atunci a venit natural această mentorare a tinerelor soții.
Poate că ar fi bine să facem un popas aici și să încercăm să definim ce înseamnă să faci mentorare sau ce înseamnă să fii un mentor sau ce înseamnă să faci ucenicizare. Există vreo deosebire? Și poate reușim să construim un soi de definiție și bazat pe experiența noastră, din ce ați văzut voi până acum, că înseamnă practic lucrurile astea. Că cred că când folosim termenii aceștia, mai ales de mentorare, cultural vorbind, avem o informație, pe când în biserică cred că ar trebui să fie un alt strat acolo. Așa este. Cum definim termenii ăștia? Așa este. Și, scuză-mă că te întrerup, poate tot aici putem să începem să construim implicit și definiția mamei spirituale. Da. Într-un fel aș porni de la mame spirituale, dar hai totuși să pornesc de la întrebarea ta inițială și discutând în zilele acestea și cu Paula și cu Denisa referitor la acest subiect, aș spune din perspectiva mea mentorarea spirituală, aș adăuga cuvântul spiritual, și ucenicizarea, între acestea două n-aș vedea o foarte mare diferență, deși oarecum pe parte de ucenicizare cumva aș vedea că este ceva ce faci înainte să-L cunoști pe Domnul și chiar acolo la început de drum. Când este cineva care îl acceptă pe Domnul Iisus ca mântuitor și atunci tu, persoana mai matură în credință, ești gata să te ocupi de acel ucenic. Să-l instruiești, da. Și în acest context aș spune că o mamă spirituală este acea femeie mai matură din punct de vedere al credinței, chiar că, să zicem, nu este la o vârstă foarte înaintată și subiectul ăsta, adică acest element va mai reveni în discuția noastră, dar este o femeie a cărei viață reflectă relația pe care o are ea cu Dumnezeu. Priorități, creșterea în cunoștința cuvântului, rugăciunea, adâncirea relației cu Dumnezeu și, de asemenea, părtășia cu cele care sunt de același gând și care își doresc același lucru. Este cartea care probabil unele dintre ascultătoare o cunosc deja sau au mai fost menționată, a Suzanei Hunt, care se numește Vocație de mamă spirituală. Și ea ne spune că mentorarea are loc atunci când o astfel de femeie matură în credință intră într-o relație cu o femeie mai tânără cu scopul de a o încuraja și echipa pentru a străi spre slava lui Dumnezeu. O face cu blândețe și cu răbdare. Din perspectiva mea aș mai adăuga faptul că acest proces implică de asemenea un grad de transparență și vulnerabilitate. Ca și mamă spirituală trebuie să fiu dispusă să îmi trăiesc viața, să îmi deschid sau să las o fereastră în viața mea, celei tinere, ca să vadă ceea ce fac și să vadă cum mă poziționez față de anumite situații de viață. Dar, din nou, scopul este să o echipez, scopul este adâncirea și în cuvânt și creșterea și maturizarea ei din punct de vedere spiritual. Emma, a fost foarte cuprinzătoare, dar ce mai putea adăuga? Ce mai putea adăuga aici din ce ați experimentat voi până acum, că înseamnă, sau ați văzut că a însemnat în viața voastră sau voi în viețile altora ca și mentori? Eu aș adăuga, în dimineața asta mă gândeam, aș adăuga în contextul relației pe care un ucenic îl are cu cel pe care îl ucenicizează, respectiv cel mentorat în relație cu mentorul lui, pe parte spirituală, direcția de la care se pornește. Oarecum la ucenicizare văd o direcție dinspre cel care ucenicizează, înspre ucenic, fiindcă este la început de drum și trebuie crescut, trebuie instruit, trebuie supravegheat, trebuie direcționat, trebuie sfătuit. Iar la mentorare văd invers mai mult. Cumva că direcția este dinspre cel care este mentorat înspre mentor, adică el este interesat să fugă după mentorul lui, să aibă
discuții cu mentorul lui, să capete sfaturi de la mentorul lui, să vadă cum se face, cum se trăiește, cum își trăiește viața, ce face în anumite situații, practic să îl copieze în anumite aspecte unde consideră că el are puncte slabe și unde consideră că are nevoie să se dezvolte. Și efectiv merge și se sfătuiește și are interesul să se maturizeze. Uh-huh. Și nu numai pe partea spirituală, să se maturizeze intelectual, să se maturizeze relațional, să se maturizeze în toate aspectele vieții până la urmă. Știi ce e interesant? Că cred că atunci când vorbim despre această mentorare spirituală, ea vine la pachet cu toate celelalte. Așa este. Nu e ca și cum te ocupi sau când vorbești despre aspectul ăsta, nu e ca și cum te poți ocupa doar de credința omului, doar de o feliuță acolo, ci practic asta cuprinde întreaga noastră viață și ființă când vorbești de aspectul ăsta la mentorării. Da. Denisa? Mi-a plăcut foarte mult când tu, Emma, ai adăugat lângă mentorare spirituală, pentru că altfel ai zice este o mare diferență între mentorare și ucenicizare, dar când spui mentorare spirituală, e clar că ucenicizarea este inclusă. Doar probabil că mentorarea ar presupune ceva mai profund, mai în adâncime, mai și ca și linii, mai cu o deschidere largă pe multe aspecte cotidiene chiar a vieții de zi cu zi. Ori ucenicizare, poate te gândești mai mult la duhovnicesc, omul interior, dar mentorarea ar însemna inclusiv asta. Cum aplic adevărul, cuvântul, scriptura, care rămân bazele, rămân busola, dar cum le aplic efectiv în fiecare aspect al vieții mele trăite de zi de zi. Și că mentorarea spirituală presupune din start o creștere din ambele părți. Adică nu are beneficii doar cel care este mentorat, ci multe beneficii și cel care mentorează. Exact. Și atunci bucurii sunt pe ambele părți, nu doar unul este într-o poziție de perfect și mă poți urma, pentru că eu sunt perfect. Noi ca oameni nu vom fi niciodată. O, da. Ci Iisus Hristos rămâne modelul, El este perfecțiunea și e o bucurie să știm că cel care se uită la noi înțelege că noi nu avem din poziție, să zicem, de mentor la rândul nostru o așa abordare că am atins o perfecțiune. Nu, nici de cum. Ce mult mi-a plăcut că ai punctat, de fapt, această realitate că și noi creștem, pentru că cumva pornim în relațiile de mentorare crezând că doar noi trebuie să-i creștem pe alții, dar ca noi să putem să ținem ritmul cu cel care crește și noi trebuie să continuăm să creștem, să facem față provocării. Eu chiar aș spune că oarecum procesul se oprește dacă tu nu mai vrei să crești ca și mentor. Exact. Deci, realmente, și cred că cel mentorat învață din creșterea ta. Cred că despre asta e și vulnerabilitatea pe care o lași totuși să o vadă. Exact, exact. Vreau să intrăm un pic în ideea asta de mamă spirituală și spuneam că în episodul anterior, în câteva instanțe, am făcut referire la Tit 2. Acolo este un îndemn foarte clar și precis și aș vrea să-l despachetăm un pic, dacă putem să spunem așa, și să despachetăm practic toată informația pe care tu deja, Emma, ne-ai dat-o și să vedem. Hai să începem de la, nu știu, o întrebare simplă. Cine poate fi un mentor spiritual? În cazul acestui context foarte specific adresat femeilor. Eu l-aș vedea ca un mandat pentru care femeie din biserică care are aceste trăsături, da? Dorește să crească în cuvânt, dorește să se vulnerabilizeze, dorește să aibă o relație cu cineva care este, să zicem, la un nivel puțin mai, hai să zicem la un nivel mai inferior, ci să zicem pe cale, se îndreaptă spre ceva, dar nu este unde este mentorul respectiv. Dacă ne uităm la versetul din Tit, este foarte clar acel context de trăire după cuvântul lui Dumnezeu. Sunt câteva elemente acolo, da, inclusiv faptul că învățătura este sănătoasă.
De aici pornesc multe, de la faptul că petrec timp de calitate în cuvânt și învăț și nu iau de bune, nu mă mulțumesc doar cu lucruri puține, să zici, cu firmituri. Nu, doresc eu să studiez, eu să aprofundez, eu nu mă hrănesc numai din ce aud, din, doar din predici, doar din care sunt toate foarte bune. Dar ca să ajung la un nivel mai adânc, trebuie să fac lucrul acesta și atunci, din înțelepciunea cuvântului, pot să dau și mai bine, pentru că asta este și o experiență de viață sau din cadrul grupurilor în care desfășurăm lucrarea. Să știți că fetele te simt. O, da. Simt dacă le vorbești din firmituri, din amintiri, din, sau dacă vorbești din autenticitatea unei trăiri, dacă ești într-adevăr model pentru ele. Asta, să zicem, e un prim element pe care l-aș despacheta. Da, zâmbesc la asta pentru că recent am avut o experiență de asta similară și era o zi de asta în care am fost obosită. Nu era o zi bună, nu era o zi deloc bună și oricât de bine știu eu să maschez toate astea, s-a simțit că în ziua aia nu am fost în locul în care ar fi trebuit să fiu. Și cred că toate și am fost că în ziua aia n-am avut inima unde trebuia să fie și că nu era îmbibată în prezența neapărat, în prezența lui Dumnezeu și în atitudinea aia și în postura aia. Și vorba ta, Emma, femeile și fetele imediat simt. Și nu e chiar așa de ușor să spun, dar cred că asta e parte și din procesul de vulnerabilitate. Cred că a fi o mamă spirituală nu înseamnă să fii mereu pe culmi. Nu. Adevărat. Cred că asta este unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le scoatem din ecuație, pentru că asta cred că e impresia, că trebuie să fii mereu pe culmi ca să poți să fii o mamă spirituală pentru cineva. Da. Cum demontăm ideea asta? Da, scuze. Și asta din start scade cumva dorința femeilor să se implice activ. Adică ți-ai dori să mentorezi? Oh, nu, e prea complicat. Adică sau cine își dorește să fie perfect? Uh-huh. Păi da, da. De ce să ajung acolo la un context care mă obligă la un standard atât de înalt? Când de fapt Biblia ne învață altceva. Uh-huh. Paula, ai vrut să adaugi ceva? Da, în contextul ăsta aș adăuga, dimpotrivă, vreau să văd la un mentor spiritual, la o mamă spirituală, atitudinea ei când e în vale. Atunci vreau să văd cum se comportă, atunci vreau să văd cum gestionează situația, vreau să văd cum acționează proactiv, nu reacționează la situație, vreau să văd dacă acolo practic se vede dacă e în duhul și reacționează sau trăiește și se vede în exterior trăirea ei autentică cu Dumnezeu, pentru că atunci când ești în suferință, iese din interior ceea ce te doare și poate ieși într-un fel cu totul deosebit prin laudă la adresa lui Dumnezeu, așa cum a fost Iov. Dumnezeu a îngăduit numele Domnului să fie lăudat, chiar și aici, chiar și acum. Acum când Dumnezeu mă strivește, când mă strânge la ușă, când este foarte greu și respectul meu și atenția mea întotdeauna s-a îndreptat spre astfel de femei și de-a lungul timpului asta am cerut, să îmi dea Dumnezeu femei de genul acesta care să le strâng în jurul meu și n-am strâns multe. Deci autenticitatea aceea nu e în multe. Dar vezi, când vorbim despre autenticitatea asta, parcă e un pic mai simplu să vorbim despre momentele de vulnerabilitate când vine o încercare peste noi. Da, când vine păcatul. Pentru că acolo mi se pare, apropo de faptul că cine își poate asuma să fie o mamă spirituală și apropo de culmile vieții de credință sau și sau sfințeniei, mi se pare că, ok, dar dacă apare lupta cu ispita sau cu păcatul, gata. Clar nu e pentru noi. Și atunci cum facem când mentorăm pe cineva, când cineva vine sau suntem pentru cineva o mamă spirituală, cum facem să includem și aspectul ăsta în autenticitatea noastră sau ar trebui să-l includem? Eu zic e o întrebare deschisă. Ar trebui să-l includem. În ce sens?
în sensul că și toate trei am experimentat lucrul acesta și mă gândesc că și tu. Luptele spirituale sunt mai mari când ești implicat într-o astfel de lucrare. Categoric. Oh, da. Și din elemente care apar, elemente care sau ți se scot la iveală lucruri care nici nu știai că sunt acolo. Wow, asta de unde a venit? Situații, de exemplu, toate am experimentat la un moment dat înainte de o conferință cu femeile sau înainte de, mă rog, un eveniment mic. Pentru care o întâlnire sau chiar înainte de grup mic. Și zici, eu zic că ne sunt îngăduite întocmai ca să ne uităm la ele și să ne relaționăm de pe punctul, așa cum spunea Apostolul Pavel, acel punct, când sunt slab, atunci sunt tare. Și e harul Domnului. Și iese ceva frumos din neajunsul meu, din lucruri care, din ceva care aș fi zis, mai de aici nimic bun nu o să iasă, dar Dumnezeu scoate ceva frumos. Referitor la ispită, iarăși, din punct de vedere personal, eu zic că e și acel element despre care vorbeai tu azi dimineața. Nu stau acolo. Păcatul nu este un stil de viață. Un stil de viață. Ci este, îmi dau seama, am greșit, îmi dau seama că aici am o atitudine greșită sau că sunt mai vulnerabilă la acest element. Îmi place că Apostolul Pavel spune, menționează acolo să nu fie de date la vin. Multe dintre noi poate ne uităm astăzi și spunem, eu nici măcar nu beau, nu mi se. Ideea din spate este orice pune stăpânire pe adicție, mine da. Și orice îmi fură din atenție, îmi fură din bucuria cu Hristos, da? Imediat în zilele noastre, de cele mai multe ori te duci spre social media și seriale. Și atunci zici, să nu fii de dată la Netflix. Exact, o traducere fidelă a zilelor noastre. Contextualizată. Da. Pentru că adesea noi uităm, aia, da. Aolea, nu-i problema mea. N-am atins vin în viața mea, deci nu... I'm safe. Da. Și zici, stai. Unde ți mintea? Și tocmai în cadrul unor întâlniri, cu specific pentru femei, avem acest timp în care să putem să traducem, să aplicăm adevărurile Bibliei în context actual, astfel încât să avem ochii deschiși și să înțelegem că, de fapt, cu atât mai mult astăzi, avem expunere, avem ispite, avem posibilitatea de a păcătui și fiecare dintre noi, oricând putem să cădem, pentru că cel care spune despre el că nu va cădea niciodată, probabil este cel mai expus la asta. Și atunci, în cadrul unor astfel de discuții, noi, femeile, ajutăm pe altele, ne sfătuim, ne mentorăm, ne sprijinim și mentorul la rândul lui, da, și el este expus categoric, dar el are la rândul lui un mentor cu care vorbește, cu care se roagă, căruia îi mărturisește vulnerabilitatea. Și atunci lucrurile merg bine. Să uite, dacă te înconjuri de femei care sunt like-minded, da? Cu aceeași dorință de a, sincer de a-L căuta pe Dumnezeu. Le împărtășeam în urmă cu 2 săptămâni înainte de grup. Paula are obiceiul să ne aducă anumite notițe cu versete din Biblie, cu un gând de încurajare și noi le luăm celelalte și ne uităm și discutăm discutăm ceea ce a venit acolo și ce ne-am însușit. Cu câteva zile să primesc acea inscripționare din partea Paulei, am avut așa un verset așa special pentru mine, am simțit din partea Domnului la momentul de rugăciune vis-a-vis de vorbire. Apropo că și vorbirea îi menționată și să fie atentă și să fie acea femeie din Proverbe 31 care își deschide gura cu înțelepciune și nu... mi-a venit despre vorbire la grup din nou despre vorbire și dintr-o dată mi-am dat seama dacă e din două părți și din scriptură Dumnezeu mă lucrează la viața mea prin oameni care îmi sunt aproape sau cu alte fete din grup de-a lungul anilor,
îndemnuri sau cuvinte care mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează la viața mea. De ce? Pentru că sunt în compania, cred că în Psalmul 100 spune că ești, sau 101, în compania celor care îl iubesc pe Dumnezeu, trăiesc viața. Și întorcându-mă un pic la versetul, să nu zic numai din amintiri. În contextul acesta în care vorbeam despre autenticitate și vulnerabilitate, eu cred că pe cine putem, și cred că paralela se poate face, voi sunteți mame, voi știți, cred că paralela se poate face foarte ușor cu creșterea copiilor. Da. N-ai cum să fii părintele perfect. N-ai cum să expui tot timpul, nu știu, perfecțiune și părintelui nu se întâmplă niciodată nimic, părintele nu este niciodată supărat, nu este niciodată nervos, nu este niciodată obosit, părintele este mereu în formă. Cred că acolo începe mentorarea, în cadrul familiei, de fapt. Și ar fi bine părinți, și ar fi de dorit, da. Dar legat de ideea asta de autenticitate, eu personal am învățat în modul foarte greu, pentru că în mod precis am pus întrebarea asta, ce se întâmplă în lupta cu păcatul. Pentru că asta e un aspect foarte greu de împărtășit. Da. Și în momentul în care eu mi-am făcut curaj ca în relațiile de mentorare să las să se vadă și felul în care eu mă lupt atunci când se întâmplă ceva, a adus atât de multă binecuvântare pe care nici măcar nu mi-am putut-o închipui. Așa este. Pentru că și-am de atât de multe ori, cred că am mai spus asta și în alte circunstanțe, în atât de multe situații am auzit replica asta. Și când eu am împărtășit și când natural mi s-a împărtășit mai apoi, Ade-ți mulțumesc că nu te uiți cu alți ochi la mine. Dar nu asta, nu? O mamă, nu? Dacă copilul greșește, nu se uită, nu se uită cu alți ochi sau iubește mai puțin. Din contră, îi acolo gata să iubească și mai mult, să susțină și mai mult. Acum, nu știu, voi mamele trebuie să-mi spuneți asta. Dar intuiesc că despre asta e vorba, nu? Da. Siguranță. Și atunci ne întoarcem la Tit. Pentru cine este sau este acesta un mandat și este pentru fiecare femeie credincioasă sau nu? Eu aș zice că da. Am și spus din motive, dar le las și pe Paula și pe Denisa să spună, să-și spună punctul de vedere. Da, da. Din experiența mea personală, în 2005 consider că am intrat așa pe o pantă ascendentă în creșterea mea spirituală, în maturizarea spirituală și în aprofundarea relației mele cu Dumnezeu. Deci pur și simplu am intrat într-o altă etapă a relației mele cu Dumnezeu, la un alt nivel. Și am descoperit lucrurile pe parcurs. N-am pretins că am o relație extraordinară cu Dumnezeu, dimpotrivă mă simțeam foarte mică, apropo de comparație, comparativ cu cele care aveau experiență cu Domnul de ani de zile și îmi plăcea să am înaintea ochilor astfel de persoane pentru că îmi arătau sau mi-a arătat Dumnezeu prin ele că se poate. În vremurile pe care le trăim, se poate să rămâi lângă Dumnezeu, se poate să ai o viață o viață creștină profundă și autentică cu Dumnezeu și să ai o viață cotidiană îmbibată în adevărul Scripturii și direcționată după principiile creștine și ale Bibliei și Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Și îmi plăcea să tot absorb informațiile de la ele, să fiu instruită, să fiu protejată, să se roage pentru mine, să mă încurajeze, mai vreau. Ani de zile am fost în postura asta în care am tot primit și nu știu, la vreo 3-4 ani, cam așa, mi-am dat seama că în viețile lor au apărut diferite încercări și nu au mai fost la fel de disponibile, pentru că, bineînțeles, aveau alte priorități și era normal. Și am zis, Doamne, ce faci acum cu mine? Mă abandonezi? Am nevoie în continuare să cresc, să primesc și așa. Și Dumnezeu mi-a vorbit atunci și a zis, până aici a fost investiția mea în tine prin Duhul Sfânt și va continua, dar nu la aceeași intensitate, pentru că acum ești la nivelul la care tu trebuie să începi să dai.
Și atunci am înțeles că eram foarte dependentă de niște persoane care erau supuse acelorași slăbiciuni ca și mine și cumva aveam tendința să le taxez dacă nu mi ofereau suficient atenție, inconștient și subconștient, deci nu le acuzam direct, dar mintea mea era acolo că ea cumva are datoria să aibă grijă de creșterea mea spirituală și cumva e datoare tot timpul ea să vină să mă încurajeze, să mă verifice, să mă supravegheze, să îi dau socoteală. Și apropo de socoteală, trebuie să revenim asupra dării de seamă. Așa. Și atunci am conștientizat că, da, am primit foarte mult și la rândul meu acum trebuie să dau. Și că am dat foarte puțin până atunci. Și trebuie să dau nu numai în relația cu ele și să vin să le încurajez, nu că nu le-am încurajat și până atunci, dar cumva partea mea a fost mult, mult redusă în comparație cu ce primeam din partea lor. Și normal că eu aveam senzația că un mentor spiritual este întotdeauna pe munte și totdeauna este disponibil și dispus să mă încurajeze. Și așa am crescut pas cu pas și mi-am dat seama că și eu la rândul meu trebuie să încurajez mult mai mult, să mă rog mult mai mult și să susțin mult mai mult și mentorii pe care Dumnezeu mi-a dat, dar și pe alții care Dumnezeu i-a adus în jurul meu și să dau ceea ce Dumnezeu îmi pune pe inimă. Și e foarte important să menționez că un mentor spiritual care are o relație autentică cu Dumnezeu niciodată nu-ți va spune uită-te la mine, nu, uită-te la Hristos, pentru că și eu sunt om și pot să cad oricând. Și atunci normal că un mentor care este după voia lui Dumnezeu îți va îndrepta ție, celui pe care îl mentorează, privirile înspre Hristos, pentru că el este standardul, el este etalonul nostru de trăire, de umblare pe acest pământ și nu se va pune pe el pe un piedestal și îți va spune na, uite, la mine, fă ca mine, pentru că în momentul în care el va cădea, se poate ca Dumnezeu să îngăduie și să cadă, tu, ca și persoană mentorată, îți pierzi busola și zici, ok, dacă cu ăla s-a întâmplat, atunci și cu mine se va întâmpla, fel și ce rost mai are? Nu mai are niciun rost, atunci mă duc să-mi trăiesc viața și ce va fi, va fi, Domnul e bun, oricum mă primește la final de viață. Deci nu. Și atunci e foarte importantă dinamica asta între cel mentorat și mentor și Hristos, care până la urmă trebuie să fie slăvit în toate. Și apropo de unde concentrăm atenția, să nu confundăm, pentru că ascultându-te pe tine, mi-a venit instant în minte atitudinea lui Pavel, apostolului Pavel, care el e destul de încrezător, așa, ca să folosim și un termen totuși apropiat. Zice, nu, urmați-mă, urmați-mă, haideți după mine, dar pentru că eu, la rândul meu, îl urmez pe Hristos. Da. Îndrăzneala lui nu vine din faptul că se vede el mare și tare, cu toate că avea o statură în societatea în care toată lumea îl știa, adică avea o influență și totuși nu-și folosește influența omenească, ci el mereu nu se prezintă și spune, eu sunt apostol al lui Dumnezeu, al lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Nu prin ce aș fi putut să fac eu sau ce aș fi știut eu să fac sau cum aș știu eu. Realizările exact. Dar aș vrea să mă întreb și un pic și înspre tine, Denisa, să vedem care a fost parcursul tău de la beneficiar la mentor, de la beneficiar la lider. Legat de întrebarea anterioară, cine poate fi o mamă spirituală? Și eu am avut o etapă în care chiar nici nu mă vedeam că aș putea. În sensul că mă gândeam că din start trebuie să fii bătrână. Și nu eram acolo. Și atunci nici nu mă preocupa gândul. Pe de altă parte, Dumnezeu mereu m-a conștientizat că, fiind învățătoare la școala duminicală și asta făcând deja de pe la 18 ani, că vrei, că nu vrei, atenția este pe tine, oamenii te urmăresc, oamenii te copiază, îți pui amprenta în viața lor, doar că nu este tot una când o faci conștient sau inconștient. Și oare o femeie tânără astăzi poate se gândește, ascultă, urmărește emisiunea, oare eu pot să fiu mamă spirituală și să fii relativ tânără, să zicem până în 30, până în 25? Cred că e foarte important să,
stabilim un aspect că aici vorbim despre o maturitate spirituală, uh-huh, care nu are legătură cu cea biologică, uh-huh, însemnând că poți să fii în vârstă, dar nu matur spiritual. Ce bine că Pavel nu spune aici femeilor bătrâne. Da. Deși cumva așa am percepat între rânduri. Da. Da. Și după ce am înțeles mai clar că de fapt vine vorba despre o maturitate spirituală, poți să fii o mamă spirituală când tu ești în stare să te ții pe tine pe picioare. Din star nu o să poți să ajuți pe altul dacă tu abia te ții. Da. Poți să fii mamă spirituală când tu ai ce să dai, pentru că e vorba să ajuți la hrănirea, la echiparea altuia. Și atunci dacă tu ai ce da, da, poți să fii o mamă spirituală când tu ai experiențe de viață pe care altul încă nu le-a avut și ai înțeles aspecte clare care sunt de nestrămutat în viața ta. Întotdeauna vei putea înconjura pe alta care încă nu a ajuns acolo. Mm-hmm. Printr-o încurajare, că de fapt înseamnă o muncă de încurajare, mm-hmm, de echipare, de sacrificiu. Și deci poți să fii tânără și mamă spirituală pentru alta și cu și mai puțină experiență, mm-hmm, în umblarea ei cu Hristos. Doar să ne dorim și aș avea o bucurie mare dacă prin emisiunea asta femeile ascultând ar conștientiza mai mult că ele, invitația este și pentru ele, adică da, e vorba de toată lumea, de cele care îl urmăm pe Hristos și în momentul în care te implici, culegi foarte multe roade, pentru că poți să o faci în grup, poți să o faci de la unul la unul. Și când vrei, atunci se întâmplă. Uh-huh. Când ești hotărâtă că vrei. Uh-huh. Nu se va face altfel. Și ce bine că aici Pavel nu spune și unele femei în vârstă, da, să facă asta. Da. Și se adresează tuturor femeilor. Nu cele care au ajuns la o anumită maturitate spirituală. Pentru că, iarăși, ne întoarcem la ce povesteam mai devreme și mi-a plăcut foarte mult că la un moment dat, Denisa, tu ai zis că fiecare dintre noi ne aflăm și în postura de, posibil, de mamă spirituală, dar și de cineva care învață, continuă să învețe și avem noi la rândul nostru o mamă spirituală, pentru că nu e ca și cum ajungi la un punct și de la punctul ăla nu mai ai tu nevoie de o mamă spirituală și de-abia de acolo poți deveni o mamă spirituală. Procesul de creștere și de învățare nu se termină niciodată, dar vreau să mă întorc la tine, la drumul tău, pentru că Paula ne-a povestit un pic și dacă legăm cu emisiunea anterioară, ne-a povestit acolo un pic din istoria ta legat de cum ai ajuns tu să participi în lucrarea Parteneria Creativă, că de acolo am pornit în episodul anterior. Da. Dar cum ai parcurs drumul de la beneficiar la mentor, la mamă spirituală? Acum că primesc întrebarea asta, stau și mă gândesc că oarecare ar trebui să fie răspunsul cel mai bun, dar de fapt este un drum care se creează prin trăirea zilnică, de fapt. Și cred că vine un moment în viață când Dumnezeu îți pune o dorință. Vrei să te investești mai mult pentru alții și înțelegi că dacă tu ai o trăire cu scop și vezi pe alții că nu o au, efectiv ai vrea să-i ajuți să trăiască și ei cu scop. Și știm toți că timpul e limitat și atunci, uitându-mă în jurul meu, văzând nevoia asta reală a femeilor, eu însă mi-aveam nevoie deseori să fiu repusă pe linie. Adică zic că am scop și da, știu care este scopul trăirii mele. Vreau să fie garantat să fie Domnul lăudat și slăvit și să fie trăirea mea spre slava și gloria Lui. Și atunci, categorică, am în inima mea dorința să ajut și alte femei să trăiască spre slava și gloria Lui. Și cam așa s-a întâmplat la mine, să mă implic pe linia asta și cumva am lăsat standardele deoparte, că dacă aș fi rămas cu ele montate, sunt niște garduri și atunci cumva nu s-ar fi angrenat atâtea aspecte. Și atunci am înțeles că pot păși în asta, așa, ca și cum îmi dau drumul într-un bazin cu apă. Și am zis, Doamne, vreau să gust și să simt apa aia mai rece de la adâncimi. Și atunci am sărit în apă și cred că suntem chemate să avem plonjarea asta fiecare și inima disponibilă. Și când m-am rugat, Doamne, m-ai înconjurat cu femei duhovnicești, ajută-mă și eu să fiu pentru altele așa.
Dumnezeu efectiv lucrează prin oameni, prin circumstanțe, lucrări minunate la care altădată doar gândeam. Și Dumnezeu le face. Îmi place mult ce zici, Denisa, pentru că cred din toată inima și mi-am și notat aici printre notițe că a fi o mamă spirituală sau a fi un mentor nu este un program. Mm-hmm. Nu este ceva... Mm-hmm. Ceva ce trebuie să fie făcut. Trebuie bifat, ci este un stil de viață. Da. Este un stil de viață și este o responsabilitate 100% biblică. Dacă știi cum se zice, oamenii s-ar putea să nu vrea să facă ceea ce le spui tu să facă, dar când te vor vedea pe tine și când îți văd modelul tău, e altfel. Și auzindu-o pe Denisa spunând despre istoricul ei un pic și așa și pe Paula, un gând care mi-a venit în minte a fost: poate dintre cele care ne ascultă pe noi au și încercat lucrul acesta sau vor să le încerce, dar cumva, am încercat și, uite, ea are 7 fete în jurul ei și eu am 2. Comparația. Despre care vorbeam în episodul anterior. Da. Și zici, în primul rând, Domnul să ne vindece de de numere, să ne vindece de numere. Să ne vindece de numere și să conștientizăm faptul că atunci e mai frumos când există o diversitate. Pentru că dacă la mine vin 2, atunci potențial personalitatea mea este mai înspre gândire. Să zicem, da, la modul cel mai larg, să zicem, suntem thinkers și doers, da? Unii care gândim mai mult, unii care fac mai mult. Natural, cei care sunt pe partea de a face mai mult, de cele mai multe ori vor avea 7-10 oameni în jurul lor datorită stilului, personalității și așa. Ceilalți potențial vor avea mai puțini. Din nou, sunt generalizări, doar menite să încurajeze. Da. Bucură-te de cele 2 pentru că înseamnă că într-adevăr își doresc asta. Într-adevăr văd ceva în tine, rezonează cu ceva din tine și potențial merg mai adânc decât cele 15 din partea cealaltă. Nu împroșcăm cu rău că dincolo sunt mai mulți. Nu! Este vorba și de un alt stil. Dar asta e frumos, ca în biserică să fim reprezentate toate și nu numai cele care sunt mai vorbărețe, cele care... Nu! Să fie loc că trupul Domnului e divers. Și de asta am și accentuat ca să ne vindece Domnul și de numere. Exact. Pentru că avem impresia că lucrarea e mai rotnică atunci când sunt mai mulți oameni. Pe când, țin minte perfect, am fost în conversația asta, țin minte și la ce terasă cu niște fete și a venit în mod natural întrebarea asta, cine poate fi un mentor, eu pot să fiu un mentor și legat și de oameni și de câți oameni și am zis, prietena cu care tu ai construit deja o relație, e prietenia unicată acolo, e ceva unicat pe care eu nu voi putea să am acces niciodată la persoana aia în care tu ai acces. Și contribuția pe care tu o poți aduce, eu nu o voi putea aduce din locul în care mă aflu, pur și simplu. Adică relațiile și oamenii pe care noi îi întâmpinăm nu cred că sunt doar niște coincidențe, ci Dumnezeu le ordonează pe toate. Și ce pot eu aduce în viața ta, s-ar putea să nu poată aduce altcineva în viața ta. Și atunci cred că dacă ne gândim mai mult așa, s-ar putea să scăpăm de ideea asta de numere. Sau imaginea lăsată în Scriptură, în care suntem mădulare în trupul lui Hristos, dar dacă eu sunt ureche, de ce aș încerca să fiu picior? Și când fiecare ne asumăm statutul, identitatea ta în Hristos, ar trebui să nu ne mai comparăm. Și nu că vreuna dintre noi vreodată n-am experimentat asta, dar câtă vreme ne silim, ne autodisciplinăm să nu mai facem asta. Și Doamne, mie atâta mi-ai dat și până la urmă cred că e vorba că El e stăpânul și e vorba să lucrăm în via Lui și fiecare pe aria încredințată. Exact. Să fim credincioși în acel lucru mic. Oare? Așa să ne ajute. Paula a spus la un moment dat că trebuie, mi-am notat aici, Paula a spus, trebuie să revenim la darea de socoteală. Exact, da. Hai să revenim la darea de socoteală. Da. Ce e asta și de ce e importantă? Da, chiar vreau să vin în completare la ceea ce ați spus, că eu, din punct de vedere al
celui mentorat, cele mai rodnice întâlniri și cu cele mai multe rezultate au fost când au fost unul la unul. Deci am avut și întâlniri de grup, dar dorința mea era ca apoi să-mi stabilesc cu mentorul meu, cu mama mea spirituală, încă o întâlnire în care să fim doar noi două. Pentru că acolo este o chestiune calitativă și este o chestiune care cu siguranță va aduce rod, cu siguranță va avea un rezultat benefic în viața mea și mă va ajuta să trec la un alt nivel. Și de aia e foarte important să înțelegem că, da, într-adevăr, nu cantitatea contează, cât calitatea. Uh-huh. Deci mai bine două, trei persoane calitativ echipate uh-huh. și crescute, din punct de vedere spiritual, maturizate spiritual, deci într-un proces calitativ de maturizare spirituală, decât 100 și uh-huh. la un nivel la care oarecum e mediocritate și nu așa un... Nu este adâncime. Nu este adâncime, e căldicel, e bine, îi, așa, ne simțim bine. Da, ne simțim bine împreună, dar ne simțim și plecăm și nu ne mai implicăm. Nu, mai bine așa. Și vine în minte acum imaginea lui Gedeon când a pornit la drum cu câteva zeci de mii și Dumnezeu i-a triat și a rămas doar cu 300 ca să poată birui. Și era și o cântare pe chestia asta și pe tema asta. Și da, într-adevăr, Dumnezeu s-a uitat la calitate și a demonstrat lui Gedeon că se poate cu o mână de oameni să câștige bătălia și multe sunt în Scriptură. Și plus că dacă ne gândim la ideea asta că ce plantăm noi acum în cineva va reverbera peste generații. Da, da. Asta da. E ideea. Se va duce din generație în generație. Da, exact, da. Generațională. Da. Exact. Și în contextul acela de întâlnire unul la unul este și darea de seamă. Eu am rugat persoanele cu care, pe care Dumnezeu le-a pus lângă mine și care au ajuns să fie mentori spirituali și duhovnici pentru mine să îmi ceară socoteală. Eu i-am rugat că la un anumit interval de timp să îmi ceară socoteală mie cum ești, la ce nivel ai ajuns, ce ai mai experimentat cu Dumnezeu, ce ți-a mai vorbit Dumnezeu, cum te-ai dezvoltat și nu numai pe parte spirituală, ci cum ai ajuns să... trăiești în trăirea ta zilnică, ce s-a dezvoltat, ce s-a schimbat în bine de-a lungul timpului. Și inclusiv când treceam prin diferite încercări, situații dificile, ispite, chiar păcate, pentru că și când te gândești într-un mod păcătos, da, este tot păcat, păcat da? După standardele noului legământ, am ajuns să mă întâlnesc și să spun, uite, te-am trecut pe aici, mulțumesc că mă înțelegi, dar trebuie să mă descarc și la sfârșit te rog, roagă-te pentru mine, pentru că trec prin situația asta care mă macină de două, trei zile, trei săptămâni și nu pot să scap de ea. Și de obicei Dumnezeu așa făcea în contextul în care ne întâlneam, să facă și eliberare acolo. Și de obicei lucrurile se împleteau cu zile de post, cu zile de rugăciune, deci efectiv implicarea nu era ok, du-te în pace, mă rog pentru tine și de obicei, mă rog pentru tine, rămâne acolo la o dorință pe care o să o împlinim la un moment dat și nu mai facem efectiv. Și efectiv atunci se întâmplau miracole în lăuntrul meu, în lăuntrul persoanei cu care m-am întâlnit și relația aceea, știi, să ne spălăm picioarele unii altora, să veghem unii asupra altora, hei, unde ești, ce faci? Dă-mi o socoteală, nu cumva se întâmplă ceva, nu cumva pot să mă rog pentru tine, pentru ce pot să mă rog pentru tine? Și relațiile astea care le am în momentul de față cu persoanele din jurul meu, în grupurile din care fac parte, mă ajută extrem de mult, extrem, extrem de mult și le mulțumesc tuturor și se știu fiecare pe nume. Le mulțumesc tuturor pentru toată susținerea și pentru modul în care mă încurajează să dau și eu la rândul meu și să fiu și eu la rândul meu ceea ce sunt ele pentru mine. Da, aș continua aici, că același lucru experimentez, am experimentat și eu în toți acești ani în grup, faptul că ne-a oferit posibilitatea celor familiilor tinere cu care ne întâlneam, le-a oferit și lor posibilitatea, dar și nouă, să stăm în fața Domnului și să ne punem exact această întrebare. Cum ești? Cum ești în relația cu Domnul? Cum ai crescut? Cum
cum lucrează Dumnezeu în viața ta și cum zicea și Paula, importanța rugăciunilor, mă rog și chiar mă rog, și atunci se face un lanț frumos de rugăciuni la care Dumnezeu a trimis răspuns. Și ce interesant că ne învață Scriptura, ne încurajează și ne învață să ne mărturisim unii altora păcatele. Da. Să ne susținem unii pe ceilalți, să veghem unii asupra altora, ca să știm la ce să veghem. La fapte bune. Exact. Da. Exact. E nevoie de toată acea dare de socoteană. Vă propun să mai veniți! Timpul nostru s-a scurs. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici să purtăm discuția asta. A fost o bucurie. Și pe cele care ne-ați urmărit, mergeți, sau dacă sunteți deja acasă, deschideți Scriptura, latiți 2:2, și vedeți ce vă vorbește vouă acest verset în contextul discuției pe care noi tocmai am avut-o. Vedeți la ce vă provoacă Dumnezeu și dacă e un moment în viața voastră în care poate ar trebui să luați o decizie de implicare. Sperăm din toată inima că a fost o conversație benefică și de folos. Și până ne vedem data viitoare, vă invit să ne întâlnim și în online la Asimetric TV. Orice întrebare, orice idee, orice comentariu este binevenit acolo. Mai bine.